Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. 9 ani de închisoare pentru Radu Mazăre, mulți ani de închisoare pentru director din primărie, pentru foștii directori din primăria Constanța, pentru Nicușor Constantinescu, pentru Cristian Borcea, pentru alți membri importanți din fotbal și nu numai. Dosarul retrocedărilor a ajuns la final. Îmi propusesem pentru astăzi o altă discuție, dar vom începe cu acest subiect pentru că se pare că va avea consecințe pe care nici măcar nu le bănuim și încercăm să aflăm de la invitatul nostru care vor fi acesta. Vorbim apoi puțin și despre bugetul național și despre bugetul Constanței, bugete care nu există, dar care trebuie să fie gata în câteva zile, dar și despre activitatea parlamentară a senatorului Virgil Chițac aici de față. Bună seara, mulțumesc! Bună seara! Dosarul retrocedărilor va lua prin surprindere sau nu? Da. Ieri e târziu, în noapte, nu? Da. Ieri noapte, pe la miezul nopții, dacă nu așa, l-au terminat judecătorii de deliberat și au și publicat sentința finală. Surprinzi de această sentință după ce am avut o primă sentință în care pedepsele a fost mult? Nu am a exprima la adresa justiției, pentru că deja asta e o lege. În momentul în care avem o decizie finală ca o lege, însă sincer, nu sunt surprins. Noi am început să documentăm la Asociația Constanța altfel astfel de cazuri. Așa cum bine știți, suntem și noi în instanță pe diferite spețe, plecând de la urbanismul ăsta în Constanța deșanțat, se construiesc pe spații verzi. În fine, și documentând cazurile astea, ne-am dat seama cumva de atât de magnitudinea fraude este ea, cât și de modus operandi. Ceea ce intuiam noi, iată că a fost validat de instanță. Deci, iar ceea ce vedem acum, astăzi spuneți că va exploda așa puțin. Va avea consecințe. Eu cred că e numai o parte din activitatea asta infracțională. Numai o parte documentată de procuror și ajunsă în instanță și nu e așa decisă în final. E numai o parte. Însă, dincolo de asta, eu vreau să vă spun ceva, că tot a fost planificat. Imaginați-vă că în 2000, dacă nu mă înșel, a venit Mazăre primar în Constanța. Nu? Cred că atunci câștiga în 2001, calitate de independent. În 2001, foarte rapid, au elaborat un PUD, un plan urbanistic detaliu. De fapt, e un PUZ, un plan urbanistic zonal al tot ceea ce înseamnă Mamaia. Și în baza acelui plan urbanistic zonal s-au retrocedat după legea 10 unele terenuri în Mamaia și tot în baza acelui PUD din 2001 s-au făcut construcțiile astea haotice care nu respectă nicio regulă în Mamaia. Noi suntem în instanță cu PUD-ul ăsta din 2001. Ce vreau să știți? El a fost aprobat de Consiliul Local cu aviz negativ de la mediu și avizul de la mediu era obligatoriu, aviz pozitiv. Mai mult decât atât, există niște avize, e adevărat consultative, ale MAPN-ului și SRI-ului, care nu au fost luate. Și obligatorii sau nu? Consultative, spus, consultative. Da? Și alte avize care au fost date ulterior aprobării în Consiliul Local. Deci, domnule, lucrurile se corelează. Dacă stai să te gândești, vezi acum ce s-a întâmplat, nu? Și modalitatea aceasta prin care în baza legii 10 au fost retrocedate unele terenuri. Se profilează un modus operandi. Au fost retrocedate terenuri la prețuri foarte mici, după care o suveică de vânzări. Unii cumpărători au fost de bună credință. Mai mult decât atât, pe unele terenuri deja s-au construit blocuri. Sunt oameni care au cumpărat apartamente, care au domicilii, care locuiesc acolo. Mie mi se pare că decizia asta este extrem de puternică și va avea multe implicații, pentru că n-am apucat să citesc și nici nu sunt specialist. Să nu trebuie să fii specialist ca să poți să înțelegi. Instanța mandatează Ministerul Finanțelor să recupereze acele terenuri, adică să le treacă din proprietatea privată în proprietatea publică a statului. Acum, dacă mă întrebați ce consecințe sunt, chiar nu le intuiesc, pentru că eu cred că niciun jurist de profesie nu prea poate să le intuiască, pentru că e o decizie în premieră, am putea spune, în țară. Da, cam asta este. Da, se pare că va trebui să se întâmple ceva cu acele terenuri, dar discutăm și zilele următoare. Dar nu mai terenuri, gândiți-vă că până la terenuri sunt apartamente.
Sunt oameni care, familii care locuiesc... Care au cumpărat de bună credință. Nu sigur că da. Și care au domiciliile acolo. Ministerul de Finanțe va trebui cumva să recupereze... Bun, va recupera terenul. Și foarte bine, va fi al statului. Ce atunci, va face cu terenul, da. Și atunci terenul acela îl va vinde înapoi cetățenilor sau îl va închiria? Abar n-am cum se va întâmpla lucrul ăsta. Speția este foarte complexă. Cert este că Primăria Constanța Oateu nu s-a constituit parte civilă. Și mai e ceva. Domnul Hagi, dumneavoastră sunteți jurnalist cu experiență și performant. Eu zic că vă puteți face o echipă, vă îndemn și să studiați, să vedeți, pentru, deși e dificil, pentru fiecare din terenurile astea și suveica de vânzări, să vedeți cam cine sunt în spatele acestor terenuri, cam care sunt cumpărători. Dumnezeu, și o să vedeți acolo așa, o să vedeți pe unii judecători, o să vedeți pe unii de procurori, o să vedeți pe unii de la SRI, o să vedeți pe unii din poliție. Deci vreau să înțelegeți că echipa asta care a operat în Constanța a avut așa niște centuri de siguranță. A avut și niște oameni din judecătorie, și niște oameni din procuratură, și niște oameni de la DICOT, și niște oameni de la poliție. Nu-i așa? O să vedeți că e foarte interesant. Iar replica asta, modul ăsta de a opera, este același ca în Năvodar. Sau dacă vreți, în Năvodar este același ca în Constanța. Cum adică ca în Năvodar? Ce se întâmplă acolo? Păi, ce se întâmplă? Dai de notorietate. Tabăra de copii din Năvodar. A, la tabăra de copii vă referiți. Sigur că da. La tabăra de copii. Păi la asta mă refer. Da, da, da. Am discutat și noi despre acest subiect aici, da, despre tabăra de copii. Haideți să ne întoarcem la subiectele. Să vedem mai serios. Nu, îmi place și asta cu păi tabăra de copii. Se pare că același uitați-vă, modus operandi e același. Da. Bun, nici acolo lucrurile nu sunt și finalizate. S-ar putea deși și jurnalist găsiți, cine știe? Sunt cu siguranță jurnaliști. Am vorbit aici într-o emisiune, în tabăra Năvodar, da, avem colegi din presă care au câteva terenuri acolo. Da, cum spuneați, cumpărători de bună credință, poate sigur, toată sigur, lumea. Da. Bugetul Constanței, bugetul național și bugetul Constanței, suntem la începutul februarie, aproape de mijlocul februarie și nu avem totuși un buget național. Ce se întâmplă la București? De ce n-am? Dumnezeu, discuția asta pe bugetul național, retorica asta publică, este interesantă și importantă, dar din punctul meu de vedere se face manipulatoriu și pe aspecte nerelevante. De ce? Uitați, eu sunt convins că telespectatorii noastre, toți, știu așa în linii mari ce înseamnă bugetul ăsta național, dar cred că e bine să stabilim niște repere, măcar pe cele relevante. Deci, domnul Hagi, sunteți privat. Bugetul național s-a în două capitole, capitolul de venituri și capitolul de cheltuieli. În luna ianuarie. La venituri avem sursele majore, adică TVA, impozit pe profit, impozit pe salarii, la cheltuieli știm foarte bine ce avem, avem cheltuielile de personal pentru zona bugetară, cheltuielile de funcționare și dacă mai rămân bani și n-au prea rămas în ultimul timp, mai ne ducem și pe investiții și pe dezvoltare. Din punctul meu de vedere, bugetul, așa cum se prezintă, câteva cuvinte despre el în momentul de față, este nerealist. Pentru că este supraestimat la capitolul venituri. Adică se bazează pe o creștere economică de 5,5% în condițiile în care toată lumea, The Economist, îți spune, domnule, între 2 și 4 va avea România, iar ieri Comisia Europeană a dat o prognoză de 3,6-3,8. Deci, iată, noi supraestimăm cam cu vreo 2%, care înseamnă 4 miliarde de dolari, deci nu de lei. Deci, în realist, se bazează pe inflație de 2,5%, pe tocmai ce avuserăm 5. Aproape de 5 ani trecut. Și, mai mult decât atât, ajungem la o previziune sau la o dorință a guvernului de a crește gradul de colectare al ANAF-ului cu 2%. Dumnezeu, nu poți să crești cu 2%. 2% înseamnă iar 4 miliarde de euro. Nu poți să crești decât dacă superinformatizezi tot procesul, dacă schimbi procedurile, dacă schimbi oamenii, dacă schimbi idei la barnan. Deci trebuie o restructurare de fond la ANAF ca să poți face așa ceva. Deci, iată că de la bun început, noi vorbim de venituri foarte mari. Da, doamna Dăncilă și toată lumea spune la început de an, alocăm bani foarte mulți. Și domnul Făgădău, vă aduceți aminte, ne spunea în 2016, avem cel mai mare buget din istoria Constanței, 815 milioane. Dom'le, ăștia-s bani fictivi. Deci noi acum, când vorbim de niște bani la începutul anului, este o prognoză. Da? Bun. Ce face guvernul? După 6 luni, hai să vedem ce a făcut anul trecut. Foarte pe scurt. După 6 luni, cel puțin 6 luni, dar în august, face o rectificare de buget. Ce a constatat anul trecut, domnul Hagi? A constatat că mai puțin a încasat decât ce a prognozat la începutul anului și mai mult a cheltuit decât ce a prognozat. Și în ciuda faptului că trebuie să faci o rectificare negativă, să spui, domnule, dacă mai puțin am încasat, înseamnă că nu voi încasa toți banii pe care mi-am promis, hai să tai, el a venit și a zis, nu,
Fac o rectificare pozitivă și dau bani mai mulți. Păi de unde să-i dai? Sunt tot bani dați din PIX. Deci, a făcut o rectificare pozitivă, luați voi de aici ministere, dar am ajuns la sfârșitul anului, și aici vine momentul adevărului, și din punctul meu de vedere, discuția ar trebui să pornească așa cu buget. Dom'le, hai să analizăm 2018. Ce am propus la începutul anului, la venituri și la cheltuieli, și bugetul realizat. Cât am colectat la venituri de când am propus și am cheltuit. Pentru că din această perspectivă apar date care arată așa, că la cheltuieri, la cultură s-a cheltuit numai 66% din banii care s-au alocat la începutul anului, la economie 66%, la turism 58%, la energie 49%, la mediul de afaceri 74%, deci s-a cheltuit mult mai puțin decât s-a zis. Da, de ce, nu era nevoie sau? Nu, pentru că n-au încasat toți banii pe care și-au propus. Deci ei aloc acum bani și ne spun nouă, domnule, vă dăm bani, o să vedeți ce spune doamna Dăncilă. Avem niște alocări formidabile. Nu sunt bani reali, sunt bani virtuali, sunt bani dați din PIX. Banii reali sunt aia care se colectează până la sfârșitul anului. Bun. Ăsta este motivul pentru care, din punctul meu de vedere, nici anul ăsta nu o să avem investiții. Pentru că banii care se dau sunt bani virtuali, nu se vor încasa atâția, va trebui să dai salariile, va trebui să faci cheltuieli materiale și domnul poți să tai de la investiții. Dar în fond, domnul Hagi, bugetul, ca să-l parafrazez pe președintele Reagan, este ca un business, domnule. Și președintele Reagan spunea așa, că fiecare om, din momentul în care dă fiecare bănuț sub formă de impozite la buget, este acționar la acest business care înseamnă bugetul de stat și trebuie să știe ce se întâmplă cu fiecare leuța lui, în cazul nostru. Și noi așa, socoteala e simplă, ca în orice business. Ce trebuie? Ca veniturile să fie mai mari decât cheltuielile. Numai că la noi nu prea se întâmplă lucrul ăsta de ani de zile. La noi cheltuielile sunt mai mari decât veniturile și la sfârșitul anului trebuie să ne împrumutăm la bănci ca să acoperim deficitul. Care deficit trebuie să fie în limita de 3% după tratatul de funcționare de la Uniunii Europene de la Maastricht. Și uitați, așa am ajuns să avem vreo 40 de miliarde de datorii de euro țara asta românească. Și dacă ne uităm în jur, nu prea vedem pe ce s-au dus banii ăștia, 40 de miliarde, că dacă am fi văzut rețele de autostrăzi care să împânzească România sau cale ferată sau spitale regionale sau investiții, nu știu, active în energie, în baraje, aș fi zis. Nu e o datorie prea mare pentru o țară, dacă o raportăm la PIB. Suntem supra-îndatorate, cum ar fi Italia, Japonia, America și așa mai departe. Dar să scoatem America în ecuație. E o datorie mică. De altfel, și tratul de funcționare europene are o limită de 60% din PIB. 60% din PIB ar însemna, în cazul nostru, în jur de 100-120 de miliarde. Deci avem încă... Dar totuși, când te datorezi, nu trebuie să te datorezi pentru consum. Trebuie să te datorezi pentru investiții. Pentru consum, pentru niște salarii decente, pentru niște oameni care merită, pentru profesori, administrație, pentru pensii decente. Nu, dar dumneavoastră nu luați banii de la bancă în business-ul dumneavoastră să dați salarii decente și după aia nu mai dați înapoi. Și nu luați în fiecare an de la bancă și rămâneți cu datorii la bancă pe care le tot rostogoriți. Eu nu spun că oamenii ăștia nu trebuie să primească salarii. Nu asta vreau să spun. Și acum ajungem la bugetul orașului Constanța. Despre care nu prea știm multe, pentru că noi așa nu avem niciun draft. Dar dacă vreți dumneavoastră să mă întrebați ceva, eu atâta pot să vă spun că din punctul meu am obosit să discut despre bugetul Constanței, tot așa, în termen de vom aloca bani, vom da bani. Eu aș vrea să vorbim așa, la dumneavoastră în emisiune, cu cifrele pe masă, face o analiză între bugetul așa cum a fost el, îl știm noi în 2018 la începutul anului, și ce s-a cheltuit în 2018 la sfârșitul. Să facem o comparație între buget. Și la venitul și la cheltuieli. Ar trebui să avem execuția bugetară probabil peste câteva săptămâni de zile. Mai mult decât atât. Să vedem cum a evoluat la zona veniturilor în ultimii ani de zile. Pentru că veniturile sunt așa. Sunt venituri proprii, sunt venituri de la bugetul de stat și mai sunt fonduri europene rambursabile. Dacă ne uităm la fonduri europene, stăm... Vă spun eu exact cum stăm, că am întrebat Primăria Constanța și mi-a spus oficial, sunt fonduri europene atrase în anul 2018 de circa 28 de milioane de lei. Asta înseamnă că am 23 de
de euro de persoană. 28 de milioane de lei pentru 9 proiecte, cam atât înseamnă fondurile europene. Clujul, ca să facem o comparație, a atras fonduri europene de vreo 480 de milioane de lei. Bun, dar mai e ceva, domnul Hagi. Ascult. Să ne uităm și la partea de care revine bugetului Constanței, impozitul pe salarii. Și dacă vă veți uita, părerea mea este că în ultimii ani el s-a diminuat, ceea ce înseamnă că avem o problemă atât cu numărul de locuri de muncă, cât și cu nivelul de salarizare. Pentru că știți foarte bine că circa jumătate, nu așa, din impozitul pe salarii sunt bani care merg și alimentează bugetul de funcționare al Constanței și din punctul ăsta de vedere, primăria trebuie să fie foarte interesată să aducă investitori, să creeze un mediu economic favorabil investițiilor. Știu eu, o structură economică a Constanței pentru ca salariile să crească, pentru ca banii care ajung la bugetul local să fie mai mulți. Una peste alta, avem în 2018 un buget de circa 484 de milioane de lei venituri și cheltuieli de peste 700 de Unde? Milioane de lei. La bugetul Constanței 2018. Păi știți ce spunea? Uitați-vă pe scrisoarea domnului primar din 2016. Zicea că avem 815. Vă mai uitați pe scrisorile primarului? Nu, dar scria că avem un buget de... Mă uit pe cifre în general. Da? 815 milioane de lei. Cum Dumnezeu am ajuns de la 815 la 440? Avem și un excedent care vine din urmă, un excedent pe care ni l-a explicat domnul primar, că eu nu mă pricep, da? A explicat așa, domnule, când a venit eu primar, erau atât de multe procese încât primăria ar fi trebuit să dea, dacă le pierdea pe toate, nu știu, cam 250 de milioane de euro. Eu, prevăzător primar, am pus niște bani deoparte în caz că le pierd, să nu închidem orașul ăsta și să am de unde și plăti. Ce s-a întâmplat? Nu știu ce s-a întâmplat. Au mai pierdut, au mai câștigat. Păi, dar era frumos de știut finalul povestei. Cert e că excedentul acela rămâne acolo, dar municipiul Constanța... Nu spun eu, l-a luat bugetul de stat anul trecut. Numai 70 de milioane de lei. Deși am spus numai 70 de milioane de lei... Eu pot să vă spun așa, la nivel național trebuiau să le dea primarilor 5 miliarde și le-au dat numai 1 miliard. Acum vă explicați totuși faptul că Decebal Făgădău, primarul Constanței, este de acord cu toate aceste măsuri. A venit în conferință de presă și a spus că este un buget bun, primarii... în ciuda faptului că toți ceilalți primari sau majoritatea lor spun că este un buget dezastros pentru orașele lor. Primarul din Arad spunea despre Constanța că nu va putea funcționa în actuale condiții și primarul Constanței spunea, e bine. O fi bine. Păi cum să fie bine, domnul Hagi? Ce să spun? Aici este obediență politică. Nu poți să spui că e bine când toți ceilalți primari și sunt primari performanți acolo. Uitați-vă la Bolojan, uitați-vă la Hava, uitați-vă la Negoiță. Și nu vorbesc numai de PNL. Uitați-vă, am dat exemplu și de Negoiță care e PSD-ist, deci din tot spectrul politic. Sunt foarte îngrijorați că știți bine că s-a redus impozitul pe profit de la 16% la 10% și pe cale de consecință mai puțin bani ajung din impozitul pe salarii la bugetul local. Ei au zis că, mă rog, umblă la procentul din impozit de la 50 la 60%, dar nu vor nici măcar, trebuia 66% ca să fie echivalent, dar nu vor nici 60%. Și de aici apare discuția. De-aia și doamna Firea sare în sus. Cum poți să spui când toată lumea din țara asta, toți primarii de mari municipii, unii foarte performanți, spun, domnule, nu e în regulă, ne subfinanțați în felul ăsta, să spui tu că e bine. Păi ce să fie bine? Înseamnă că chiar nu știi ce înseamnă bugetul unei localități. Da, eu personal aș fi vrut să văd ca proiectele pe care, sau promisiunile pe care primarul ni le-a spus în campania electorală să fie duse la îndeplinire, străzi asfaltate până în 2018, parcări supraetajate, parcări subterane, parcări în cartiere și așa mai departe. Sigur că da. Acum, vedeți și bugetul ăsta, dacă vrei să faci o construcție și teoretică și practică, care este destul de complexă și să fie logică. Tu trebuie ca la un moment dat cheltuielile măcar să le corelezi cu niște strategii de dezvoltare ale orașului. Păi mă gândesc eu că vreau să astăzi să asfaltez ceva. Păi nu trebuie să mă gândesc. Trebuie să am un program multianual. Nu? Și anul ăsta îmi permit să dau atâta pentru asfaltare, anul viitor îmi permit să dau mai mult. Deci nu poți, când te gândești la cheltuieli, să nu le corelezi cu niște strategii sectoriale sau de dezvoltare a orașului Constanța. Ce s-a întâmplat cu strategia dezvoltării la orașului din 2008? Agenda locală 21 pentru secolul 21. Mai știți ceva de ea? Erau niște proiecte prioritare acolo. Ați auzit dumneavoastră vreo analiză făcută asupra acestei strategii? Cum stăm la 2 ani? Cum stăm la 3 ani? Cum stăm la 5 ani? Ce s-a întâmplat cu proiectele acelea prioritare? Știți ceva de ele? Există în Consiliul Local o astfel de analiză, că până la urmă ei trebuie să fie interesați.
Mai e valabilă strategia pe care s-au dat niște bani, pentru că n-au făcut-o ei. Știți foarte bine că au dat niște bani unei firme care, mă rog, nu știu cât a lucrat, dar le-a pus pe masă un document pe care ei, consilierii, l-au aprobat. Și a zis, da, domnule, din momentul ăsta, asta e Biblia noastră. Nu e, domnule, nu e o coerență. Nu e coerență pentru că oamenii nu știu ce înseamnă administrație. Scuzați-mă că spun treaba asta, nu vreau să vă supărați pe mine. Ce vreți să faceți din mama? Vreți să blocați construcțiile prin... V-am nimic. Întrebat odată, dar v-am mai întrebat nimic. Noi vrem ca Mamaia arată, din punctul nostru de vedere, nu mai este stațiune, un cartier al Constanței. Și a pierdut aura de stațiune. Și atunci, prin construcții pe care le vedeți, pe malul lacului, pe spații verzi, în parcări, au fost retrocedate parcări, scrie în corpul hotărârii definitive. Și atunci noi zicem așa, domnule, un rău a fost făcut. Oamenii ăia care s-au mutat acolo sau care și-au ocupat de bună credință. Domnule, dar vrem să stopăm, să nu se mai construiască în continuare. Ăștia nu mai au nicio limită. Gândiți-vă că la primul termen de judecată, deci în loc Consiliul Local să vină să ne spună așa, băi, aveți dreptate. În 2001, când s-a făcut podul ăla, nu s-a făcut legal. Actualul Consiliu Local, în loc să vină alături de noi, pentru că ei nu sunt răspunzători pentru ce s-a întâmplat în 2001, sunt împotriva noastră. Deci acceptă decizia din 2001, puzul acela, PUD, de fapt. Și am avut la primul termen 28 de intervenienți în favoarea Consiliului Local Constanța. Adică inclusiv Arhiepiscopia Constanței, domnul Hagi, dacă puteți să credeți așa. Am citit, dar Arhiepiscopia are un și Consiliul Județean, domnule, Consiliul Județean Constanța, prin persoana domnului președinte Horia Țuțuianu, care vine să ne spune, știți ce ne spune? Că dacă noi reușim să blocăm în instanță pudul ăla din 2001, dumnealui nu mai poate să renoveze Teatrul de Vară Mamaia. Extraordinar! Și tot soiul de minciuni pe care le aruncă în spațiu public, că dacă noi reușim să blocăm în instanță pudul Mamaia, cineva care vrea să-și renoveze, știu eu, o fațadă, nu poate. Hai să fim serios. Și poate sau nu poate? Cum să nu poate? Dar ce legătură e una cu alta? Noi vrem să nu se mai construiască de acum încolo. Dar și oamenii care în momentul de față locuiesc în Mamaia sau au apartamente de vacanță în Mamaia, trebuie să fie alături de noi. Știți de ce? Pentru că dumneavoastră Cristi Hagi ați luat un apartament într-un bloc unde v-a plăcut și aveți vedere spre mare sau spre ghiol și dacă nu sunteți alături de noi, peste un an de zile o să vedeți că în fața dumneavoastră apare încă un bloc și nu o să mai vedeți ghiolul. Iar prețul apartamentului va scădea la jumătate din perspectiva asta. Poate va crește. Am văzut cartiere în America, în New York, în care sunt pline de zgurie. Dar la Manhattan, da? Să facem un Manhattan și din Mamaia, domnule. Da, eu am țar, fost, nu? Cum e acolo? Nu vezi... Bine, dar el așa a fost construit. Înțelegeți-mă, asta a fost gândirea. Dacă gândirea Mamaia era așa de la bun început, nu era nicio problemă. Am văzut blocuri în Constanța care sunt construite la un metru de alte blocuri și oamenii vin și cumpără. Asta? Oamenii vin și cumpără. Mie nu mi se pare în regulă, dar dacă oamenii vin și cumpără, înseamnă că este o cerere. Bine, și da, cred că va fi și în să cumperi un apartament și să te culci noaptea având o priveliște spre lacul Sud-Gheorj și să te trezești dimineața cu un perete în fața ta, nu-i plăcut. Nu, dar o să fie plăcut pentru celălalt, aia da, blocul nou. Care... Da. Păi știți, doegea lui geantă. E într-o situație, l-am documentat cazul domniilor lor, pe pescarilor undeva la niște blocuri care vedeau direct la mare. Și în fața lui s-au construit, tot așa, s-au retrocedat, s-au construit niște blocuri. Și s-a dus la primar, la Mazăre. Știți ce a spus Mazăre? Ce a zis? Tu, în general, ați văzut, domnule, Marea 10 ani de zile, gata, va ajunge, domnule, să vadă și alții. Apropo, ce spuneți dumneavoastră, vede următorul, știi? Da, să știți că aici e o discuție. Niște locatari de pe Bulevardul de Constanță spuneau așa, noi când ne-am mutat aici în 60, vedeam bulevardul, pentru că între blocul lor și bulevard erau, nu știu, 70 de metri. Nu era nimic în față. Acum, s-a construit ceva în față, respectă reglementările în vigoare, studiul de însorire care spune că trebuie să ai o oră și jumătate. Oamenii sunt nemulțumiți, pe bună dreptate, că nu mai văd bulevardul. Dar acum ce să facem? Să nu mai construim? Repet, nu, domnule, dacă blocul din față se construie ilegal, ce să facem? Vă spun eu ce facem. Facem un plan urbanistic general al Constanței. Preluăm ceea ce este acum, că doar nu-mi dărâma. Da? Deci nu vreți să dărâmați. Asta domnule, stați puțin. Și preluăm ceea ce este acum, dar o să vă spun de ce nu se face plan urbanistic general. Da. O să descoperim terenuri
Că atunci, dacă ai planul urbanistic general, trebuie să individualizezi, nu? Care au fost date tot după metoda despre care am vorbit la începutul emisiunii, da? Și nu vor să fie individualizate cu nume și prenume, lăsând să treacă 15 ani de zile ca să prescrie fapta, domnul. Ce nu credeți? Nu știți că s-a anulat licitația pentru Pug în Constanța? Ba da, am văzut. Deci un investitor așa, cumpără un teren mi se pare așa întâmplător, da? 15 ani cu terenul ăla, un investitor, dacă îl cumpără, păi vrea să construiască, să vândă, să aibă un profit. Dar de unde știți că a cumpărat un investitor? L-a cumpărat? Și de unde știți la ce preț a cumpărat? Păi acum 15 ani, probabil că era vorba de prețuri mici, nu? Că păi piața a crescut în păi sine. Și nu-i bine așa? Bun, dar hai să revenim. Facem un PUC și spunem așa, domnule, uitați, așa trebuie să arate Constanța asta. Și toată lumea știe când se mută undeva, domnule, mă mut aici, da. Cum va arăta? Aici e blocul meu? Da, se va mai construi ceva în față? Da. Cum? Aici. Îmi convine bine, nu-mi convine iarăși bine. Dar nu pot să iau acum să iau un apartament undeva și să mă trezesc, fără să știu, cu un bloc în fața mea, la 2 metri. Am înțeles. Nu e regulă, chiar nu e regulă. Sunt de acord cu dumneavoastră, ar trebui să respecte măcar reglementările în vigoare. Da. O distanță minimă față de blocul vecin, studiul acela de însorire și așa mai departe. Da. Haideți să luăm o pauză și să vorbim după despre un pic despre activitatea noastră parlamentară. Luăm o pauză și ne întoarcem. Ne-am întors chiar când am luat pauză, am discutat un subiect interesant pe care îl reluăm acum, subiectul utilităților. Spuneți așa, că nu sunt dimensionate pentru apariția atâtor blocuri noi. Sigur că da. Inițial, mă refer la utilități, înțelegând aici, apă, nu e așa? Chiar dacă vreți, chiar și energia termică, canalizare, electricitate. Ele au fost dimensionate pentru anumit număr de consumatori. Nu trebuie mare inginerie să înțelegi că atunci când se multiplică de câteva ori numărul de consumatori în zona respectivă, el nu mai poate să mai facă față. Mai facem un post-trafo, mai punem o conductă de apă, nu? Cred că soluții se găsesc. Dom'le, dar nu mai o conductă de apă. Trebuie să schimbi stația de pompare, să ai presiuni mai mari, să ai debite mai mari. Nu e așa de simplu, dar eu nu văd că și Raja face lucrul ăsta. Că dacă Raja ar fi făcut treaba asta, am fi zis. A investit. Pe de o parte, Raja. Pe de altă parte, acești investitori, așa cum le spuneți noastră, imobiliari. Nu știu lor... cum să le spun, să știți. Eu le zic rechin, așa îmi place. Eu le spun rechin. Păi să vă spun de ce. Dacă ar face în afara Constanței, pentru că e loc. Zona aceea de la ieșire din Constanța spre Ovidiu, pe partea stângă. Da, se construiește acolo. E o zonă generoasă. Are cineva ceva împotriva celor care vor să dezvolte Constanța în zona aia? N-are nimeni nimic. Însă ei se plantează așa, pun niște plombe între două blocuri, pentru că e mult mai simplu să te conectezi la rețeaua de utilități deja existentă, decât să o aduci tu. Nu așa? Ar trebui să... Și atunci... Ar trebui faci să... construiești cam cu 450, maxim 500 de euro pe metru pătrat. La prețurile acestea, da? Ascultați-mă ce vă spun eu. 500 și cu teren inclus sau nu? Stați un pic. Nu mai construcții. 500 de euro numai teren, la care adăugăm construcția, da? Da. Nu, eu vorbesc de construcții. 450 de euro, 500 maxim pe metru pătrat, cu cele mai bune finisaje și materiale. Vă rog să rețineți. Și să vinzi la 1500? Păi da, mai dai pe teren câteva, nu știu, sute de euro pe metru pătrat. Cât e, domnule, la un bloc de 10 etaje? Cât dai păi pe un teren de 500 de euro de metri pătrați în Constanța, nu știu, poate fi foarte scump. Dacă ai autorizație pentru P+6, P+7, nu știu. Adică se vinde cu autorizație. Unele se vând cu autorizație. E și asta interesant, nu e așa? Sunt câteva magazine în Constanța care s-au vândut pe la autogară și așa mai departe, care s-au vândut cu tot cu autorizație de P+1, de magazin și așa mai departe. Poate că ar trebui totuși primăria să mai facă ceva. În Cluj, l-am văzut pe primarul din Cluj, care spunea, facem un cartier nou de 50.000 de locuri, dar noi, primăria, facem bulevardele până acolo, absolut, construim străzile, da. Atunci vine și investitorul, probabil cu dragă inimă, și se mută și lumea. Când construiești la marginea orașului și nu ai utilități să te mai tragi tu ca investitor. Nu, dar primăria poate să facă. Ar trebui să ai drumuri făcute până acolo. Fără discuție. Am înțeles. Ca să punctăm, Arhiepiscopia construiește o biserică acolo, de fapt are una la intrare și una undeva în mijlocul terenului, din cauza asta sau datorită acestui lucru, este intervenient în dosarul în care vorbeați. Și ca să închei cu subiectul, cei care au autorizații de construire, construiesc sau nu? Ar trebui să mai construiască sau nu?
cei care le au deja, nu vorbesc de ce. Deci dacă s-au apucat, eu îi sfătuiesc să se oprească. Dacă nu s-au apucat, în niciun caz să nu se apuce. Dar uitați-vă ce s-a întâmplat cu hotărârea asta. Orice om care este într-o situație de asta și care a contractat un apartament, după ce este informat și citește această hotărâre despre care noi am vorbit, trebuie să-și pună un semn de întrebare. Dom'le, eu ce fac? Eu cumpăr acum de la un om, într-o zonă Mamaia, care știu foarte bine că e într-un litigiu cu o asociație civică, și îi dau ăstuia niște bani, că ei nici n-au construit din banii lor. Ei n-au avut așa o buffer, au venit cu banii lor și după aia lasă, domnule, că recuperez banii. Au luat banii dumneavoastră, dintr-un precontract, banii mei, banii lor, ăla, și au construit. Cei mai mici așa fac așa, bun. Cei mai mari poate au un și cu banii mei ajung într-o situație dedicată la un moment dat. Eu mă duc la notar și notarul certifică acea tranzacție, am hârtie legală, am cadastru în tabulare. Da. Asta discutam la început. Uitați cât de complexă este situația creată în dosarul retrocederilor. În dosarul retrocederilor. Noi trebuie să învățăm din toate chestiunile astea. Am înțeles, da, trebuie să ne uităm bine pe ce dăm bani. Asta cu siguranță. Da. Bun, anul 2018, cum a fost anul parlamentar 2018, domnule senator? Dom'le, vorbind așa despre parlamentar, toată lumea are sau majoritatea populației are o părere foarte proastă. Da, ar trebui să vă întreb ce ați făcut pentru Constanța, domnule senator. Nu mai întreb de mult acest lucru pe nimeni. Acum, domnul Hagi, activitatea parlamentară are o dimensiune la nivel central, știți bine, în comisiile de specialitate în plen, una la nivel local în cabinetul parlamentar, unde primesc și eu oameni și sunt destui care îmi vin și care îmi povestesc problemele lor și încerc să le înțeleg și eventual să ajut măcar prin interpelări pe care le adresez miniștrilor de specialitate. Și una la nivel internațional, dacă există, pentru că noi avem parlamentari în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, la adunarea parlamentară NATO. Eu, de exemplu, activez la adunarea parlamentară NATO. Bă, e greu, nu există un criteriu de evaluare a parlamentarilor. Pe mine chiar mă deranjează și nu pot fi de acord cu el. Îl promovați dumneavoastră ziarii și dumneavoastră Cristi Hagi, în care spuneți așa, domnule, câte legi, interpelări, câte interpelări, câte propune, da. Câte un șer. Ele figurează pe site-ul Camerei Deputaților și a Senatului. Din păcate. Da. Lucrul ăsta a făcut, de-a lungul timp, pentru că oamenii au văzut că așa sunt evaluați, să avem, domnul Hagi, în 29 de ani de democrație, 20.000 de legi. Asta știți că repertoriul legislativ al României e 20.000 de legi, mai mare decât repertoriul legislativ al Franței de la Prima Republică franceză la 1792. Serios? Dom'le, vorbesc serios. Nu știam, da. Și în ciuda faptului că avem 20.000 de legi, în unele zone există o inflație și în altele un anacronism. De exemplu, noastră știți că noi avem legea Seriei în 1991 și legea Siei în 1998. Noi, nefiind atunci membri NATO și UE. Și funcționăm pe baza celor legi. Dom'le, haideți să vă dau un exemplu. Foarte interesant. Luni, tocmai pentru că mulți parlamentari sunt înnebuniți că sunt evaluați după numărul de inițiative legislative. Am avut două legi, una după alta la Senat. Amândouă vizau același lucru. Indemnizația, alocația pentru copii. Da? Una din ele... logică. Spunea, domnule, e 86 de lei alocația, haideți în bugetul pe anul viitor ca să o măriți cu rata inflației. A fost inflația 5%, dați, domnule, mai mult cu 5%. Și alta, tot legată de alocații. Iar interesant, promotorul, un coleg de-al meu de la Partidul Social Democrat, toate comisiile de specialitate pe unde s-a plimbat legea asta, muncă, protecție socială, buget și ce vreți dumneavoastră, sunt conduse de colegi de-ai dumnealui. Toate comisiile și inclusiv guvernul au dat aviz negativ și am întrebat, voi oameni buni, păi de ce mai propui tu legea asta? Din moment ce colegii tăi care sunt la putere sunt comisii, dau avize negativ. Care e logica? Să pierdem noi timpul aici? Ce să facem? Deci există... Să iasă la număr. Asta, domnule, păi să spun că am făcut, nu contează ce tipuri de legi propun și... O să mai spun eu oamenilor ceva. Sunt parlamentari care țin anumite alocuțiuni, sala e goală. Da, ei sunt filmați probabil de cineva sau imagine apar pe site-urile Parlamentului și bifează acolo. Că am avut o declarație parlamentară, se trimite și un comunicat de presă, dar sau interpelări. E activitate. Sau interpelări. Astea sunt mai simple, că le scrii de acasă, din birou, le scrie cineva probabil. Le poți citi. Poți să le lași. Le poți citi. Poți să le lași pur și simplu. Da. Și le ajung. Și o citești. Ajung și eventual
În sală, chiar dacă e sala goală. Da. Sau dacă nu poți citi. Mă rog, dar e și transmisie live la radio. Da, da, da. Acum, eu, vis-a-vis de chestiunea asta, am propus la începutul legislaturii astea, făceam parte atunci din Comisia de Transportul și de Energie și Comisia de Apărare unde pune Ziua Națională. Și am propus, știind lucrurile astea și din experiența mea, a priori, am zis, domnule, hai să facem o sistematizare a legislației pe fiecare domeniu. Și eu am întâlnit hotărâri de guvern și ordine de ministru, care teoretic sunt legislație secundară și trebuie să aplice legea, care de fapt o deformau. Și am zis, domnule, haideți veniți pe domenii, pe transportul, pe energie, pe apărare, pe servicii. Veniți cu toată legislația ce guvernează domeniul, cu ce probleme ați avut și haideți să o sistematizăm Dumnezeului, să o asanăm puțin, să vedem care sunt suprapunerile, să o clarificăm. N-am reușit, domnule, să... nu e o dorință în ministerele astea de a se face așa puțină lumină, că eu rămân la părerea mea, cu cât o țară are mai multe legi, cu atât mai coruptă. Credeți-mă, inflația asta de legi e un indicator asupra nivelului de corupție. Acolo unde vrei să lași lucruri neambigue sau să poată fi interpretat în mai multe variante, înseamnă că nu e în regulă, urmărești ceva necurat. Am înțeles. Eu m-am implicat așa, suntem vă pot spune... Minut. Da, eu vă pot spune că m-am implicat, am trecut foarte mult pe legea offshore, dar nu în varianta în care a ieșit ea. În varianta cum a ieșit la Senat și era foarte, foarte bună. Și aș vrea, dacă mă invitați odată, tocmai pentru că ieri Black Sea LNG au spus că deja trec la faza de la explorare la exploatare a gazelor din Marea Neagră, să dedicăm o emisiune pe tema asta, mai ales că ne interesează. Eu cred că este important, mai ales că, da, vorbim despre investiții care vor avea loc aici, în Marea Neagră și în județul Constanța. Da. Atunci ne auzim cu siguranță pentru acest subiect. Mulțumesc mult pentru prezența în platou, domnule senator, și dumneavoastră că v-ați uitat, să aveți o seară excelentă în continuare.